și bine ați venit la un nou meci aici pe Electrica. Eu sunt gazda dumneavoastră astăzi, aici Adrian, și vă invit să urmărim împreună meciul dintre Politehnica Timișoara și Cluj Buziaș, meci care ține pentru seria 8-a a Ligii a 3-a, etapa a 3-a al play-off-ului pentru Liga a 2-a. Jucător de câmp cu 3 Angheli, cu 4 Sturzu, 5 Bârlăveanu, 7 Românu, 8 Felțu, 10 Grancea, 11 Pobocea, 13 Pefura, 14 Paul Nicolescu și 23 Savu Rezerve, Andrieș, Borca, Armin Mada, Veitan, Mitre, Noc, Janu, Pistrugă și Sfetescu. La Buziaș capitan este Nicolescu, iar antrenor Cosmin Petruescu. Arbitrii partidei de astăzi, la centru este Darius Iviniș din Zlatna, asistenți Daniel Nistor, tot din Zlatna, și Costel Prodan din Cisnădie, județul Sibiu. Observatori federali sunt domnii Iulian Spătaru din Timișoara și Mihail Poru din Reșița. Începem partida aici pe Electrica, să introducem și primul 11 al echipelor și începem cu echipa oaspete, Flonta David încolo, continuăm 11 oaspeților, 8 Felsu Bogdan, 10 Grancea Cristian, 11 Bobocea Remus, 13 pe Fora Ocom, 14 Nicolescu Paul și numărul 23 Savu Darius, capitanul echipei cu numărul 14 Nicolescu Paul. Cu numărul 12 pe banca de rezerve Andrieș Ioan, cu numărul 15 Borca Bogdan, cu numărul 16 Mada Armin, cu numărul 22 Velcan Radoslav, cu numărul 6 Mitre Cristian. Avem aici o primă acțiune a Politehnicii cu o minge aruncată în careu de către Mare Oprea și un luft al lui Curescu cu piciorul stâng, neficiorul de bază. Am rămas la numărul 6 Mitre Cristian, numărul 2 Noghi Alex, numărul 19 Janu Denis, numărul 9 Chisturgă Andrei și numărul 26 Sfătescu Sorin. Antrenor principal la Buziaș, Petruescu Cosmin, kinoterapeut Fulga Liviu, medic Kira Cosmin și director sportiv Rosenblum Călin. Să trecem în revistă și primul 11 al Politehnicii. Îl avem în poartă pe Rareș Murariu cu numărul 1. În apărare Haloș Andrei cu numărul 14, capitanul Bocșan Cristian cu numărul 4. Fundaș central astăzi îl avem pe Radu Ciurel, care îl înlocuiește în poziția centrală pe Vlaicu, fiind suspendat, și coboară pe banda stângă cu numărul 26, Pamfile Claudiu. Avem închizători. Îl avem închizător pe Oprea, Mare Oprea cu numărul 28, Pureca cu numărul 6 și un pic mai avansat astăzi cu numărul 9 Daniel Olariu. În atac Prună pe dreapta cu numărul 29, David Popa pe central cu numărul 8 și Curescu cu numărul 20 pe stânga. Avem o lovitură liberă din partea dreaptă al atacului nostru. S-au așezat acolo Haloș, care pleacă de față. Rămân Pamfile cu Prună, dar cred că va bate Pamfile. Pe bancă îi avem pe Micloș cu numărul 23, Roșu 21, 25 Rotariu, 10 David Ciurel, 7 Adamcic, 13 Istratie, 22 Marincu și 17 Sfichi Emanuel. Se pregătește Pamfile. Bate pe
scoate direct, scoate portarul Buzeașului, mingea ajunge la prună, caută prună, centrarea, îl întoarce foarte frumos, centrează cu dreptul, era acolo Radu Ciurel care a încercat să preia mingea, încată mingea, atac Curescu foarte bine, pune în evidență viteza și scoate mingea din apărare, întoarce acum către Panfile. Pe banca de rezerve se află și Paul Codrea, antrenorul principal, alături de Antonio Foale, antrenor secund, kinoterapeut rus Adrian, antrenor cu portarii Picu Dragoș, medicul Musab și delegatul echipei Musab. Minge lungă lui Boxan către Curescu, care nu reușește să controleze această minge. Jucăm la oră. Jucăm la oră de fotbal mare. O oră în care se joacă și în campionatele mari. Campionatul Angliei a început acum undeva cu 5-6 partide. Dar haideți să vedem coreografia făcută de cei de la Peluza Sud, Galeria Politehnicii, care afișează foarte multe steaguri azi-violete în momentul ăsta. David Popa avansează pe partea dreaptă, scapă de atacul lui Burloveanu. Haleoș împăluie, primește mingea și scoate un corner, minutul 3 al partidei. Bate prună această lovitură de colț. Revine mingea la prună, n-a ieșit mingea în afara suprafeței de joc, centrare pe lung. Așteptat acolo Radu Ciurel. Se întoarce Radu. Scapă această minge și urcă Buzia și în atac. Toate mingea Stuzu la Nicolescu, capitanul din Buzeaș. Mă mingea la Sapu. Termine foarte bine acolo Aios. Degajează acolo Boxan. Iese fronta din poartă. Presează Curescu. Degajează până la Roman. Boxan de primul care aruncă până spre prună. Reușește cu numărul 11 Bobocea să... Eu ți-am zis că nu merge nu așa. Largă, să reușește să recupereze. Haleoș lung către David Popa. Că jucăm la o oră de
de meciuri tari, de campionate mari. Avem 4 meciuri ce se discută în momentul de față în Anglia, 5 în Germania, una în Serie A și în Superliga României se joacă în momentul de față voluntar cu Oțelul Galați. Pe jos, Dan Popa, după această intervenție a... Hai, David, hai, David, Cozea! Paul Cozea să se ridice. Linge la centrul terenului, Nicolescu. Până la numărul 3, Angelica Rezutat. Trece și se doar aude poartă. Numărul 8, dacă am văzut eu bine, Fertu Bogdan. Domne, atenție al lui Radu Ciurel acolo. Politehnica Phoenix Buzias, a marcat Ferțu. Ferțu, da, Ferțu. Ferțu, Bogdan, Ferțu. Ne aflăm pentru... N-aș vrea să greșesc, deși nu cred că am mai fost condus acasă, dar ne aflăm pentru puținele dăți. Situația în care suntem conduși și o fază pentru o fază destul de simplă, nu anunța nimic. Yeah.
Pe grup. Ai pus pe grupul de pro. Vezi că mai au una. David Popa trece foarte frumos, pregătește șutul și trage pe centrul poții, respinge flonta în corner. Primul șut periculos al Politehnicii pe spațiul poții, într-un 15. Foarte frumos trece acolo Mario de Savu de la Curescu. Urcă Curescu, trece Brună, înapoi pentru Curescu, caută centrarea Curescu. Un out, Poli aruncă Halos până în centru către Mureca. Trează Pamfile până spre Curescu, mingea la Olariu, Brună, se întoarce frumos, centrează, un șut centrare, mai spre poartă, respinge fonda. Mingea la Decarul, Ruzea și Brună, trece acolo, dar revine Brunea și de Morișoara, înapoi Olariu,
Hanu e Hanos. Hanos pentru Olariu, șutează Olariu! Aproape de bara din dreapta, a ajutat pe colțul scurt, s-a răplasa laterală, un gol turcesc. O șansă bună, cu tehnica. Thank you.
la Bocșan, după o încercare de recuperare a lui Olariu, nereușită. De la Mario, o prea mică la David Boba, o controlează frumos Olariu. Este spațiu, se paseze lui Haloș. Olariu, Curescu cu Olariu. Sutează Olariu pe jos, pe centru, Boții. Acolo în centru, scaută până șutul, cearcă o pasă filtrantă, mingea la David Popa, până la Bobocea, trece de Halu, de Sălun și de Bocșan, de la Pleca, recuperează Haloș. Așează cu Brună, care de la Pamfile, uite că David Popa așteaptă acolo o centrare și șutează Pamfile pe jos, sunt să destul de boale și prinde fronta.
ăla care poate să dezvolte viteză, îl așteaptă pe frună, trage David Popa de la distanță, însă doar pe curtaș și prinde flonta. Manfine, foarte bine acolo, cea s-a întâmplat la oricum. Este de carul Buzea și o preluare greșită și revenează Manfine. La Pureca, avansează Pureca. Caută Curescu spațiu să plece. Oli, Olariu întoarce către Pureca. Haloș, Brună. Haloș. Schimbă. La Bursan, Radu. Avertizat prin bani de când am vitrus.
trage cu restul peste poartă. Foarte multe șuturi în această primă repriză. Alți șuturi de Napoli, însă multe dintre ele destul de neprecise. Doi închizători, însă de fapt se joacă, te văd eu, cu un închizător într-un 4-1-2-3 sau mai puțin închizător, doar Pureca și cu Mario Oprea și Olariu destul de avansați în spatele celor trei atacanți. Nu de gazarea asta până la Olariu. Să vă mulțumim de la Buzea.
de rezultate. Este de calul românul la balon. Intervine acolo Bogdan, se scoate mingea din careu. Continuă Bogdan. Se ajunge mingea la Pirescu. În fine, Bogdan. Această transmisiune este posibilă cu ajutorul partenerilor noștri de la Drexel Mail Timișoara, care ne ajută cu bugetul de transmisie. Intrăm în minutul 45 al primei reprize. Careu. Faultat acolo. Rămâne întins pe gazon un jucător al celor de Buziaș. Acuză ceva la umăr. Thank you.
Lariu și mingea este în corner. Către Bocșan, doboară Bocșan acolo, doi oameni, rămâne și el întins pe gazon. Aici pe Electrica 1-0 pentru Phoenix Buziaș în confruntarea împotriva Politehnicii Timișoara și se intră la pauză cu, la pauză cu un deficit pentru Poli de ne vedem în 15 minute. 0-1. Merge. Cum mă dintr-o dată să comenteze? Ce? Dă-i un like să comenteze și îl pun după aia pe microfon. Dar încearcă să-l faci, Ulu. Nu mai e deloc. Nu mai e deloc. Deloc, deloc. Am revenit pentru repriza a doua partidei de pe Electrica. În continuare, Politehnica Timișoara este condusă cu 1-0 de către Phoenix Buziaș. Trage Cudescu din nou un șut în plasa laterală, a doua oară. Merge? Păi dai un restart, fă ce i-am dat. Păi mai dai unul. Nu mai merge cu USB-urile în el. Păi și ce facem? Împins acolo. Urcă Victor Brună pentru Halos. Urge la Curescu, din nou Halos. Intrează Halos în spatele porții. Dă-i drumul. Hai, hai, hai!
pasele către Bogdan. Radu Ciurel. Mălăriu. Din nou Radu Ciurel. Scoate Olariu mingea până la Bruno. Curescu pentru Halos în bandă, prinde Halos mingea. Trece Halos, centrează. Mario Oprea mingea la Pamfile. Rămâne Pamfile în... Posesie mingea la Pureta. Paul făcut de Pamfile. La Nicolescu. Asupra arbitrajului. Bruno către Halos. Curescu. Învăluie Halos, cunoaște până în centru. Pasă greșită a lui Bruno acolo. Încercare de 1-2 cu Curescu. Destul de clar la lui Românu. Mingea la Prună. Curescu caută centrarea prea lungă, direct în aut de poartă. Come on!
Buzias în posesia mingii, Românu trece și scoate un out acolo Bocșan. Olariu avansează. Minge lungă către Curescu, acolo sare. Rămâne mingea la el. Avansează, învăluie Halo și intră Curescu în centru. Mingea la Brună. Trage Brună! Scoate flanta, un șut bun, bun a lui Bruna acolo. Acolo 3 contra 1, Curescu foarte bine. Rămânem în posesia mingii prin Prună, avansează Prună, învăluie Curescu acolo. Intră Prună în careu. A încercat o minge pentru David Popa. Haloș foarte bine intervine. Centrează Haloș până spre David Popa, nu reușește să ajungă la această minge. Curescu din nou recuperează. Aplaudat efortul lui Curescu. Mingea la Radu Ciurel pentru Mario Oprea. Panfile la balon. Singur acolo în careu. Haloș! Bară Haloș! Și mingea înapoi până la Bocșan. Curescu schimbă Curescu până la Olariu. Atacat Olariu de Românu. Panfile caută centrarea către David Popa. Un stop larg pe piepta lui David. O pune mingea jos. Prună. Din nou Curescu. Prună. La Olariu. Din nou Prună, Radu Ciurel. Pe bara a doua spre Haloș. Recentrează cu capul. Ce faci? Unde pleci, mă? Unde pleci? Unde pleci? Uite afară laptopul. Nu știu, dă-i o restart, fă ceva. Este Curescu, încă Curescu în careu, mingea la David Popa, se întoarce David Popa și șutează mult, mult peste poartă. Ce se face? Se schimbe placa de pal. Dau două în jurnale la Blackpot de 5 jurnale. Dar de ce nu mi-ai zis că am văzut? Pasează greșit în spate. Dacă eu știu ce-mi zice Ocar, îmi iau după ăla. Lung până la numărul 9-9, intrat Chisturgă. Intrat pe finalul primei reprize. Cureca. Mingea la Victor Prună, lung pentru Curescu. Curescu intră în careu și penalti, penalti! No! Se dă offside, cred. Nu înțeleg această decizie. De ce? Nu știu.
Și un cartonaș galben pentru simulare pentru Curescu. A, cu siguranță a fost o intrare de 11 metri, nu are cum să fie simulare. Clar n-are cum să fie simulare. Intervine acolo Radu Ciurel și iese Radu. Curescu pentru Pruno. Întoarce Pruno. Te repornești. De tot. Nu scrie. Că apagă el la frigiderul sub el. E frac. E ars. Nu-i clar. Cine ai bătut să-mi intre în live? Haloș, lung până spre Bocșan, șutează Pamfile, trece puțin alături peste poartă. Corner pentru Buziaș. Prea urcă, întâmpinat acolo de Românul. Încearcă o pasă filtrantă către Olariu. Le gazează cei de la Buziaș. Haloș, lungul la Prună, Prună în careu. Așteaptă pe Curescu, primește Curescu și hands la Curescu. Greșește Prună și recuperează Ocom. Primește Mario Oprea mingea pentru David Popa. Încearcă David Popa o trecere. A uitat Pamfile, din nou Mario Oprea la balon. Greșește Prună și urcă cei din Buziaș prin Românul și Decarul. Chipei
Nu trece acolo de Radu Ciurel. Curescu. Trece Curescu. Pasă pentru Prună. Caută Prună centrarea. Bocșan până la Pamfile. Olariu primește, este atacat acolo. Rezistă. A încercat Cureca o pasă către Curescu. Revine mingea la Haloș. Curescu centrează în forță Curescu și avem o lovitură de colț. Capul din corner. Restabilește Radu Ciurel egalitatea pe Electrica. Am revenit live și pe YouTube după o defecțiune tehnică a laptopului. Între timp, Timișoara egalează prin lovitura de cap a lui Radu Ciurel. Nu suntem în live. A mai fost o fază destul de controversată, un penalti care a fost refuzat Politehnicii. Din nou pe bandă pentru a nu știu câta incursiune oferit de Romanu, care primește și cartonaș galben în acest minut 26 al celei de-a doua reprize. Nu merge. Dar ce nu merge? Da? Suntem la Pamfile pe jos. Curescu aruncă mingea în față. Insistă acolo Halo și ține mingea pentru noi. Schimbă partea până la Curescu, preluare pe piept. Înapoi pentru Haloș, trage Haloș peste poartă. Nu
Este David Popa. Și intră Bogdan Istratie. Și intră cu numărul 13, Bogdan Istratie. Bogdan Istratie la prima acțiune. Recuperează Mario Oprea. A o lovitură de la margine. N-am înțeles, mingea n-a ieșit absolut deloc. Mingea la Oprea, Olariu. Prește, Istratie. A încercat o execuție pretențioasă acolo, însă nu prea a avut altă soluție. Poate e de la întrerupă de la încărcător. Nu-i băgat în... Păi de ce, da cu ceva în ochi? Nu, așa face, nu ies ochi din orbită să fie. Degajează Uzea și Istratie acolo cu Ocom, reușește să recupereze Cureca, înapoi prună pentru Bocșan. Mingea la Murariu. Bocșan pentru prună, Halos. Curescu în careu. Halos, trage Halos din nou peste poartă. Am doar o soluție. Ce? Ce? Pare cineva cu ceva soare. Te duc la Pocăiți, că n-am la cine să-l duc eu. Se trage de timp, trag de timp cei de la Buzeaș. Bocșan, o preluare largă acolo. Ce? Undeva aproximativ un sfert de oră. Păi de ce, când îl faci pe ăla să fie de rezervă? N-am avut eu la el că vine, ai zis că nu iei căști. Ai dat, n-am avut eu. Păi dacă merge ăla, face-l cu ăla, dacă merge. Lasă jocul să continue, cer cei de la Buzeaș faul, însă nu se dă. Trebuie să ne oprești, iau crescut 2 milioane. Mâine trebuie să lăsăm 5 ore în soare, live cu Șalvala. Care? N-ai cum, nu mai, dar de ce soare? Că nu face soare. Deci să fie ce? Că nu se fac live-urile în soare, cum vrei tu. Mariu către Radu Ciurel. Halos schimbă partea la Mario Oprea. O pune jos pentru Pamfile. Direct în careu către Istratie, însă este acolo Fonta. Oprea Pamfile,
mijloc la prună, se întoarce prună cu fața spre poartă, cu restul în bandă, învăluie Haloș, prună, se întoarce frumos, pasă scurtă, Istratie și trage prună în primul adversar, din păcate. Nu reușește Pamphile să recupereze, recuperează Pureca. Aplaudat la scenă deschisă Pureca de tribuna întâi, se pregătesc Marincu și cu Rotariu să intre pe teren și intervine acolo Ferțu. Curescu la balon, urcă Curescu și este faultat de Ocon. Avem o lovitură liberă periculoasă, bătută de Pamphile cel mai probabil. Se pregătește acolo la bani. Pamphile și cu Haloș în apropierea balonului. Cel mai probabil pe poartă, Pamphile! Gol! Gol! Mării! Înscrie din lovitura liberă cu numărul 26, Pamphile! Lovitură liberă bătută de către Pamphile în plasa laterală. Împăcălește pe postarul Buzeașului Zonta și mingea intră în poartă în minutul 35. Doi la unu pentru Poli. Două schimbări, intră Fabian Marincu și Iosif Rotariu, ies Prună și cu Mario Oprea. După schimbare la Poli, a intrat Marincu și Rotariu, au ieșit Prună și Oprea. Pureca până la Olariu, prește Olariu mingea, se încurcă acolo cu Istratie, Rotariu la balon, nu șutează, Haloș pentru Curescu, trează Curescu prea lung. Nicolescu la balon.
holdează acolo Pureca. Acolo Pamphile, mingea la Marincu. Nu, Marincu pentru Curescu. Este portarul și nu reușește Curescu să ciupească această minge. Curescu la mijlocul terenului. Acuză Halos crampe. Da. Se cere schimbare, nu mai poate Halos. Să coboare cel mai probabil Curescu, fundaș dreapta. Reacțiune medicul Busaba Catafnai și Adrianus Oreclit China. Intră Adamcic în locul lui în locul lui Halos. Va trece Adamcic în dreapta atacului. Tot tras de ăla, n-am tras. Napoli se pregătește o nouă schimbare. Va intra cu numărul 7 al lui Adamcic. După baterie în continuare. Nu merg. Baterie, lef. Jucător venit în iarnă de la profesor Pecca. Adamcic l-a înlocuit pe Halos, accentat. Iar Robi Curescu trece fundaș dreapta. Lucian la balon. Este o bandă acolo. Mingea la Pamphile. Cerel, Pamphile, peste pentru Lariu, peste Fabian Marincu, trage Marincu. Schimbare la Buziaș. Velcan Radislav și iese cu numărul 13, Ocom.
la Phoenix în locul lui Căsura. Insistă acolo Adancic și rămâne mingea la noi, minge pentru Istratie, trage Istratie mult peste poartă, din păcate. Ajunge înapoi până la Murariu. Pamfile. Minge grea lui Radu pentru Pamfile. Nu știu să o ajungă. Pureca foarte bine intervine acolo. Mingea pentru Istratie. Fabian avansează. Faultat de Istratie Nicolescu. Tarea golului egalizator acum cei din Buziaș. Și vine golul egalizator pe o greșeală a lui Radu Ciurel acolo în apărare. Înscrie cu numărul 7 românul. Acum pe ultimele minute a celei de-a doua reprize. Ultimele minute acestei partide ne trezim cu un 2-2. Avea Marincu la balon, centru către Istratie. Istratie la balon. Cartonaș galben pentru Nicolescu. Mingea pentru Radu. O aruncă spre Careu. Și un fault în atac dat acolo la Nicolescu.
mingea la Pantile. Fabian Marincu. Faul dat de Mada. Un aș galben pentru Mada. Patru minute de prelungire pentru această partidă. Lung, Pamfile pe bara a doua, până la Radu Ciurel, nu reușește să dea pe poartă. Chisturgă acolo cu Curescu, nicio șansă, foarte bine Curescu. Rotariu, Pamfile, aruncă mingea, din nou Rotariu, mingea din nou la Pamfile, prea lung, Marincu, Curescu mingea, încearcă Curescu un șut în primul adversar, din nou mingea la Curescu, urcă Adamcic, pentru Rotariu, aruncă Rotariu în careu, direct în brațele portarului. Frumos acolo Curescu. Pamfile către Radu. În centru până la Bocșan cu capul. Degajare până la Curescu. Pamfile, lung Pamfile, este Cureca, mingea la Olariu, Rotariu, nimeni în centru pe recuperare. Și scapă cei de la Buziaș. Istratie foarte bine. Vine și recuperează. Urcă Pamfile. Rotariu trage puțin alături de poartă.
Lucas Galden pentru portarul celor din Buziaș. Și aici se termină această partidă 2-2. Politehnica Timișoara împotriva celor de la Phoenix Buziaș. Politehnica Timișoara, Phoenix Buziaș 2-2. Etapa viitoare ne depasăm la Peciu, iar peste două săptămâni acasă derbiul serie cu FC Bihor. Rămânem pe locul 2 și continuăm cursa către barajul de promovare.